avem, sigur, odată cu democrația, o democrație șchioapă. Și va fi șchioapă tot timpul. Pentru că românul nu iubește democrația. El iubește un autoritarism, dacă se poate chiar în haină militară, cum era Cuza, cum era Antonescu, cum era Carol al Doilea, o autoritate. Asta iubește el. Are uneori nostalgie a epocii Ceaușescu. Bună seara! Suntem din nou la podcastul lui Damian Drăghici. Vă mulțumesc foarte mult! Nu uitați să apăsați pe abonați-vă sau abonează-te și vă mulțumesc mult pentru toate comentariile și pentru toate recomandările pe care le primesc de la voi pe e-mail sau pe YouTube. În această seară, din nou, am un invitat foarte special, un om foarte drag mie, ne cunoaștem de foarte mulți ani. Aș putea să spun că avem o relație chiar de prietenie și este un om pe care îl admir foarte mult, un om foarte special pentru mine și pentru noi, pentru toți românii, pe marele academician, profesor, domnul Răzvan Tudorescu. Vă mulțumesc frumos. Bună seara, mulțumesc pentru invitație, confirm prietenia cu Damian Drăghici și admirația pe care am pentru muzicianul și pentru omul Damian Drăghici. Vă mulțumesc. Întotdeauna ați răspuns cu pozitivitate și ați fost totdeauna prezent când am avut nevoie de dumneavoastră. Vă mulțumesc mult tot și apreciez asta. Răzvan Tudorescu, prima întrebare pe care o pun tuturor invitațiilor mei este următoarea. Cine ești? Cine este Răzvan Tudorescu? Cine sunt? Sunt într-o chiparea a 8 decenii de viață și românească, pentru că în biografia mea am traversat cam tot ceea ce s-a întâmplat din 1939, când m-am născut, până astăzi. Războiul, momentul în care familia mea, care era o familie de răzeși, de țărani liberi din părțile Moldovei, care început să aibă un chiag de avere, familia aceasta care era compusă și din agricultori și din ingineri și din avocați, se bucura într-un fel până către 1949 de beneficiile unor pământuri pe care le aveau în Moldova. Străbunicul meu, care se numea tot Tudorescu, a fost cel care a cumpărat de la văduva unui fiu al lui Alexandru Ioan Cuza o parte din moșia ruginoasă și în felul acesta s-a legat de familia Cuza, de familia bretienilor, care aveau și câte ceva acolo. Deci niște țărani chivernisiți și care a început să facă și politică țărănistă, liberală. În 49 totul s-a oprit, după cum bine știm. A fost retezat. Da. Au plecat în domiciliu forțat. Eu aveam numai 10 ani. Eram în București. Am scăpat de domiciliu forțat și mergeam la școală la București, la o școală în care trebuia să ascund tot timpul faptul că tatăl meu fusese arestat, că unchiul meu fusese ministru liberal,
că bunicul meu avea domiciliu forțat. Da. Până la urmă, Damian Drăghici, m-am săturat să tot măsuresc biografia. Ascundeți asta. Și în primul an de puțină libertate, care a fost spiritul Genevei 1955, când am terminat liceu, l-am terminat în pantaloni scurți, la 16 ani și jumătate, am intrat la Facultatea de Istorie spunând tot adevărul, spunând ce sunt, cum sunt, ce... Dumnezeu a făcut ca să fie un moment bun și câțiva ani a fost foarte bine pentru mine. Citeam, studiam, făceam ce făream eu, istoria. Între 10 și 16 ani, faptul că ați ascuns toată realitatea asta de care erați conștient, da, a avut cumva un impact asupra dumneavoastră ca o fel de maturizare timpurie? Sigur că da, sigur. Foarte bună întrebare. M-am maturizat, mi-am dat seama că trăiesc în două planuri. V-a afectat puțin, adică a fost diferite. Un fel de traumă. Da, dar lucrurile s-au reparat când aveam 17 ani. S-au reparat pentru o vreme, pentru că între timp România intrase într-o nouă eră neostalinistă, după retragerea trupelor sovietice în 58. Partidul a promis marelui vecin că fără soldați sovietici se va descurca, va strânge șurubul, și a strâns șurubul în așa fel încât mari intelectuali, marele compozitor Mihai Andricu, acuzat între altele că ascultă jazz. Da, da. Da. Marele medic Marius Nasta, marea sculptoriță Milița Petrașcu, profesorii mei de la Facultatea de Istorie, generele lui Iorga, profesorul Pipidi, profesorul Nestor, profesorul Berza, au fost judecați ca niște criminali și studentului Răzvan Teodorescu i s-a cerut să își acuze profesori. Și student, doar pentru simplu fapt că erau intelectuali. Și studentul Răzvan Teodorescu a refuzat să-și facă acuze acest profesori. Lucru. Ba mai mult, a avut impertinența să spună că Basarabia este un teritoriu românesc și așa mai departe. Drept care, în aprilie 1959, am fost dat afară din toate universitățile României, trimis la muncă de jos, am devenit fierar betonist și timp de 3 ani am legat fiare. Însă Damian Drăghici a fost trei să-ți spun, și o spun și celor care ne ascultă, o mană cerească faptul că am fost dat afară. 1. M-am maturizat, aveam 20 de ani, foarte repede. Am intrat în legătură, pentru că riscam să fiu ușor vedetă și așa mai departe. Am o vedetă mic burgheză. Am intrat în legătură cu oameni special, care au muncitori. Și cu realitatea, de fapt. Absolut. Stăteam și în pauze, lucram în zona construcțiilor din sala palatului, acolo, la toate blocurile. În pauze îmi dictau scrisori către familia lor și așa mai departe, și așa mai departe. Deci ați participat la construcția pe Ion Câmpinean acolo. Da, exact, toate acelea. Între al doilea lucru care e dincolo de maturizare, a fost o chestie foarte simplă. Tot Dumnezeu l-a rânduit. Eu sunt foarte credincios.
dacă până în 60, în acel neostalism de care vorbeam, la sfârșitul studiilor primeai și o notă socială. Wow! Nota socială care ținea de activitatea politică, de origine. Dacă eu aș fi terminat în 60, când trebuia să termin, nota mea socială a fost catastrofală, aș fi ajuns cine știe în ce să ducă. Da. În 63, când am terminat, începuse să se crape de ziua. Ultimii ani ai lui Gheorghe Udeș, primii ani ai lui Ceaușescu, o altă ruptură cu Marele Frate și așa mai departe și așa mai departe. Și am terminat studiile în sfârșit. Și cu o notă socială bună. Nu mai exista nota socială. Nu mai exista nota socială. Am terminat primul pe țară în domeniul meu al istoriei și am devenit cercetător stagiar la Academia Română, acolo unde astăzi, la 82 de ani, sunt vicepreședinte al Academiei. Mulțumesc. Și au urmat, e foarte greu să explici oamenilor acel moment. Într-o țară comunistă, într-o țară cu rigori foarte puternice, eu mă simțeam liber. Imaginea mea este, și o spun mereu, aceea că eram în curtea unei închisori, vedeam zidurile, dar vedeam înainte de toate vegetația din jurul meu. Și eu lucram în acea grădină a închisorii. Cât de frumos! Dar era o grădină. Și am început să-mi construiesc cariera, să fac ceva. Să nu fac niciun compromis. Nimeni nu poate, nici măcar cu citarea unei autorități, unii mai citau din Marx, din Engels. Eu am citat din Engels atunci când am fost nevoie, fiindcă Engels era un mare învățat. Bun. Și această perioadă a durat un deceniu. 73. Exact perioada de înflorire a lui Ceaușescu. Exact. Și a venit cutremurul din 77. De ce mă refer la cutremur? Pentru că a fost momentul în care Ceaușescu a pus să remodeleze Bucureștiul și țara și istoria. Unii zic că era și perioada unei anumite patologii pe care avea, nu știu, nu pot să mă pronunț. În această viziune, în 77, nu din ordinul lui, spun unii, alții spun că din ordinul lui, nu contează, s-a dărâmat primul monument ecleziastic, Biserica Enei, de pe Bulevard, de lângă arhitectură. Și atunci, cercetătorul științific Răzvan Todorescu a scris o scrisoare politicoasă, dar fermă, către organele de partid, spunând că este o crimă culturală și că ea ar putea să deschidă alte crime. Asta la 38 de ani. Exact. Asta în luna aprilie 1977. În luna, zâmbesc acum, pentru că ceea ce îți povestesc este puțin ca într-o scenă de film, eram cu familia mea la Bran, în vara lui 77, și mă duceam și le aduceam mâncare cu sufertașul de la o cantină a Uniunii Scriitorilor, la Castelul de Abraham. De obicei, când mergeam, stăteam de vorbă cu diverse persoane. De data asta, persoanele respective fugeau din calea mea. Dar nu înțelegeam. Fugeau. Era deja pe lista neagră. Da.
când am ajuns la bucăta să-mi pună, mi-a spus, am ascultat aseară, am ascultat. Și o fi ascultată, da. Până la urmă, un critic literar care era acolo mi-a spus, domnule, am ascultat scrisoarea dumitale la Europa Liberă. Scrisoarea mea, nu trimisă de mine, da. Trimisă de la CC, deci, de securitate, păi nu știu. Bun, repet, o scrisoare ferm. Decentă, da. A fost ordinul să fiu scos de peste tot de unde eram. Eram directorul științific al Institutului de Istorie a Artei, unul din cei mai tineri, scos, nu televiziune, nu radio, cabinetul 2 a fost cel care. Bun, și a început o lungă traversare a deșertului, am rămas acolo unde fusesem director științific, am devenit numai simplu cercetător și am fost așa până la Revoluție. Ați regătat scrisoarea? Nu, cât uși de puțin, pentru că între timp am scris alte scrisori, data asta nu singur, ci împreună cu marele arhitect Grigore Ionescu, cu colegul meu regretatul Dinu Giurescu, cu alții și cu alții. Ne specializasem în scrisori. În scrisori, așa. Uit să spun, ca să revin la Revoluție, că în vremea în care eram la muncă de jos, s-a pregătit și reabilitarea mea. Și în această reabilitare, un rol foarte important l-a avut conducătorul studențimii comuniste, pe nume lui Ion Iliescu. A fost, din acel moment, am rămas recunoscător lui Ion Iliescu și asta explică și colaborarea mea strânsă cu el din momentul Revoluției, în care s-a apelat la mine, eu veneam de pe stradă, exact, sau dintr-un șoarece de bibliotecă, să devin președintele radioteleviziunii și am fost 2 ani președintele radioteleviziunii. Și ministrul culturii? Și membru al Consiliului Audiovizual, ministrul culturii și tot timpul profesor. Tot timpul profesor, din 90 am devenit profesor și astăzi fac cursuri. Cam asta ar fi traseul meu, cam asta e Răzvan Todorescu. Cine este Răzvan Todorescu ca suflet? Cred că înainte de toate, cel care își iubește pe toți cei care sunt aproape și care fără emfază își iubește țara foarte mult, dar fără emfază. Și dragostea mea față de țară și față de poporul român se manifestă într-un chip foarte special prin critica permanentă. Caut, am spus nu odată care sunt valorile românești, valori europene, inteligență, deschidere, cultură, dar nu mai fie să spun că românul este și oportunist, că românul este când e nevoie și trădător și că asta l-a ținut în istorie. Și că merge și așa? Și că merge și așa. Și că merge și așa. Și tot timpul merge și așa. Și acum, dacă te uiți, indiferent de ce spun manifestanții din Berlin, Londra sau Paris, ei se adună și spun. La București se adună 5 sau 10, așa? Exact. Și spun și ei câte ceva. Eu am, când am intrat în Academie, discursul meu de recepție a fost în jurul unui concept pe care l-am creat eu, mentalitatea tranzacțională a românilor. Ideea este în 2 cuvinte. Românii, alături de latinitate,
au o valoare excepțională în statalitate și au păstrat statul. Într-o vreme în care Bulgaria, Grecia, Albania, Serbia, Ungaria deveneau pașalăcuri turcești, românii au negociat în așa fel, au negociat dând averi, dând ostateci, au negociat cu poarta și și-au păstrat statul. Au păstrat dinastiile, au păstrat bisericile, au interzis comerțul otoman în părțile noastre și am dat. În negocierea asta s-a făcut tranzacția, s-a făcut la nivelul cosilor domnești, după aia la nivelul boierilor, după aia la nivelul țăranilor și am devenit un soi de stat clientelar. Eu, de pildă, acum vă rog cei care mă ascultați să nu-l acuzați pe Damian Drăghici că m-a invitat, ca să spun așa ceva. Eu admir poziția Ungariei. Azi. Fermă. Pentru că au colon. Au ce trebuie. Pot să nu fiu de acord. Și nu sunt de acord cu felul în care se manifestă. Dar măcar că dar au pentru maghiarime, au o idee. Și sunt fermi. Sunt fermi. Noi am avut mereu, tocmai din motivele acestea, în altele porți. La Istanbul, la Petersburg, la Paris, la Moscova, la Bruxelles, acum la Washington. Noi nu putem trăi fără așa. E, asta pe mine mă exasperează. Da, asta e. Maestre, am o întrebare. Dacă ar fi să scrieți un al treilea volum, să zicem, o urmare a primelor două, cum ar fi, Dumitru Drăghicescu din Psihologia Poporului Român 1800 și ceva, Constantin Ădulescu Motru 1940 din Psihologia Poporului Român, și dacă ar fi să scrieți acum al treilea dumneavoastră... Adăugați-și pe Mihai Rale. Da, da. Cu cât? Da. S-a schimbat ceva sau tot acolo? În niciun fel. În absolut niciun fel. Cu toate că am trecut prin comunism, prin... Îl citesc pe Dumitru Drăghicescu astăzi și zici că este... La fel și citești, Motru. Citești, la fel la Motru. Citești ce scriau legionarii despre Zelea Codranu, Luceafărul, idolul, exact. Și pui alături ce se spunea despre Nicolae Ceaușescu. Identic! Identic, Damian Drăghici. Ăștia sunt. Și avem, sigur, odată cu democrația, o democrație șchioapă. Și va fi șchioapă tot timpul. Pentru că românul nu iubește democrația. El iubește un autoritarism, dacă se poate chiar în haină militară, cum era Cuza, cum era Antonescu, cum era Carol al Doilea, o autoritate. Asta iubește el. Are uneori nostalgie a epocii Ceaușescu, a epocii... Are tendințe masochiste, da, cumva. Da. Nu, asta face parte din... Știi ce este? Să întreb de ce oare... Eu dau o explicație care ține de antropologie, dacă vrei. Noi suntem singurul popor latin din Orient. Latinitatea ne face să fim foarte individualiști. Orientul ne face să fim gregari, da. Să aparținem turmei. Iertați-mi cuvântul, dar ăsta este. Da. Această combinație de individualism și gregarism dă românitatea. Și cu bune și cu rele. Ăștia suntem și nu ne putem schimba. Da. Important este, vă spuneam, îmi iubesc țara,
văzând aceste lucruri care sunt limpede în țara mea și în românii mei și în mine. Și în mine. Cât de mult în toată perioada asta de cei 82 de ani, mulți înainte, pe dumneavoastră, ca profesor, ca academician, ca om și ca om care a trăit toate experiențele în toate etapele și erele în care a trecut România și toate schimbările care au avut loc, vă aștept pe dumneavoastră și doi pe România, dar în primul rând prin experiența dumneavoastră, cât de important a fost Dumnezeu și religia pentru dumneavoastră. Pentru mine e esențial. Sunt credincios, nu sunt habotnic. Merg o dată pe săptămână duminică la biserică ca să fac o rugăciune. Pentru mine credința e foarte importantă și m-a ajutat în momente grele, în momente foarte grele și mă ajută în continuare. Deci, pentru mine, credința și Dumnezeu sunt niște lucruri fundamentale. Pentru români? Pentru români, dacă te iei după analize sociologice, românii sunt alături de polonezi în catolicism și de turci în islamism, poporul în ortodoxie, noi, poporul cel mai credincios. Sunt și niveluri diferite, de pildă Moldova este cea mai atașată credinței, celelalte în grade diferite, alături de ortodoxie, un rol important, prea respectat, l-are lumea greco-catolică sau lumea catolică din România. Eu am fost și ministru cultelor și al culturii și al cultelor și am experimentat puțin acest lucru. Ajunsesem la un moment dat să spun, domne, facem atâtea biserici încât devenim un fel de Republică Ortodoxă României, dar oamenii au nevoie, oamenii este limpede că au nevoie de așa ceva. Era mai credincios, excelență, înainte de Revoluție? Nu, erau la fel de credincioși și acest lucru este extraordinar. S-a păstrat credința în timp ce în alte țări, în țările foste comuniste, secularismul a devenit mai puternic, mai ales în țările protestante. Polonia, ca țară catolică, a pierdut. România n-a pierdut acest lucru, n-a pierdut acest atașament la credință și o să spun ceva, probabil că acest lucru își ține pe români uniți cât poate să-i mai țină uniți ceva, cât poate, pentru că tot mai mult din punct de vedere economic clivajele sunt puternice. Du-te la Cluj sau la Timișoara și du-te la Botoșani. Eu am fost senator diferență. De Botoșani și să vezi diferențele uriașe. Sunt două lumi diferite. Țin minte acum câțiva ani de zile că am văzut mi se pare un studiu care în 2014 sau 2015 avea biserica pe primul loc, după care armata, după care SRI-ul pe locul 3, da. Cumva. Și după aia țin minte că s-a schimbat cumva, adică era, de fapt, armata pe primul loc. Armata și s-au schimbat. Au fost niște, mai ales după colectiv, exact. Au fost niște momente în care biserica n-a reacționat imediat și e ca un seismograf, a pierdut imediat. Cei trei piloni din sondaje sunt biserica, armata sau armata, biserica și academia. Și academia. Da. Pentru că academia este un loc al echilibrului, este un loc unde nu se face politică. Și
e un loc care reprezintă foarte mult, desigur. Cultura noastră, înainte, cultura României. Da. Este însă un lucru, Damian Drăghici, care e foarte important. Și care e fundamental. Marile generații care au făcut România, care au făcut proiectul de la 1859, Mică Unire, care au făcut Independența și care au făcut Marea Unire din 1918, sunt generația lui Ion Preteanu, lui Cuza, lui Bălcescu, lui Cogălnicianu, a lui Alexandrie, a lui Ion Ghica, dincoace a lui Ionice Preteanu, a lui Iorga, a lui Goldiș, a lui Inculeț, a lui Stere. Toți academicieni. Toți, ai spus cuvântul. E, asta este faptul că noi nu mai avem. Am fost întrebat nu odată și am răspuns cu cuvintele lui Winston Churchill, nu ale mele. Există oameni de stat, oameni care văd pentru alte generații și oameni politici, oameni care așteaptă alegerile viitoare. Respectabili și unii și alții, noi oameni de stat, de la asasinarea lui Iorga și de la moartea la Sighet, a lui Maniu, nu mai avem. Oameni politici, da, oameni politici. Am avut și înainte de... De Unire și după. Da? Am avut și în epoca comunistă. Petru Groza sau... Exact. Sau Ion Gheorghe Maurer, de pildă. L-a citat pe Churchill și e un citat superb, care are de-a face cu subiectul nostru, cultura și intelectualitatea. Și între... oamenii de bază al lui Churchill, în timpul războiului, se duce la el și îi spune domnul prim-ministru, trebuie neapărat să tăiem din buget. Și zice, de unde putem să mai tăiem? Zice, de la cultură, că nu mai avem de unde să tăiem. E singurul loc unde putem să tăiem din buget ca să putem să subliniem în altă parte ca să continuăm războiul. Și Churchill se uită la el și atunci de ce să mai luptăm dacă tăiem de la cultură? Da. Elitele politice atunci erau și elite culturale. Astăzi, să mă ierte Dumnezeu, caută cu lumânarea. Foarte o greu. Personalitate culturală. Foarte greu. În establishmentul politic. Și n-ai să găsi. Plus că, de obicei, Ministerul Culturii are cel mai mic buget întotdeauna. Da. Și... Asta așa este, dar... Au fost momente în care, și trebuie să o spun, sunt obligat să o spun, când eram eu ministru, am beneficiat de sprijinul primului ministru. Primul ministru era Adrian Năstase. Nu eram prieten cu el. Dar a fost impecabil. Mi-a dat pentru cultură un sfert din rezerva la dispoziția primului ministru, ceea ce nu s-a mai întâmplat. Înțelegeți? Nu pot să n-o spun. Nu pot să n-o spun. Și așa mai departe. Da, aveam un respect față de cultură. Atenție, sunt subiectiv. V-am vorbit cu respect de Ion Iliescu, vă vorbesc cu respect de Adrian Năstase. Sigur, ce i s-a întâmplat ține de un alt palier. Eu vorbesc... Exact. Și mai ales de cultură. Lucru. Și sunt obligat să vorbesc despre asta. Pentru că noi avem obiceiul să, la un moment dat, când cineva nu mai este în prim ridicat plan, în slăvi. Da, să-l tăvălim în noroi. Detest acest lucru. Ce părere aveți că mi-a spus cineva în vara asta, nu vreau să greșesc, dar așa mi se pare, examenul la bacalaureat a fost... Rezultatele au fost cele mai proaste din istoria României. Pentru că școala noastră, care era o școală de mare altitudine, și vremea lui Spiru Haret, și în perioada interbelică, și uneori în perioada comunistă, atunci când nu era o propagandă, școala aceasta a decăzut teribil. S-a manelizat.
s-a mahalagizat, pentru că România s-a mahalagizat în sine. Asta nu înseamnă că nu sunt copii foarte dotați, olimpici, studenții mei de primă mână, dar sunt puțini. Sunt puțini. Și, sau că nu suntem talentați ca nație. Bun, ce să mai spunem despre acest lucru? Eram o țară de mare instrucție. Am să vă dau un exemplu. Când am devenit președinte de televiziune, în 90 am avut o întâlnire cu toți cei care în Europa conduceau televiziunile. Și am vorbit despre grilele noastre și a venit vorba despre teleenciclopedie, pe care eu iubesc foarte mulți colaboratorii. Și eu și toți cei care am copilărit cu asta. 60 și ceva, până azi. Și ce-mi minte un colegul meu polonez, a zis că, domnule, o țară care are în televiziunea ei un asemenea program cum e teleenciclopedia, este o țară de oameni cultivați. Așa este. Damian Drăghici, am făcut niște experiențe de curând fabuloase. Am fost invitat la radio să vorbesc despre un subiect foarte special, reforma lui Luther și a lui Calvin, deci ceva. Bun. Și cei de la radio au obiceiul la aceste emisiuni să facă și niște concursuri de cultură, genre din domn. Și când am văzut întrebările, că ele puneau când terminam eu, am spus, domnule, la asta nu trebuie să răspund nici studenții mei. Nu? O să vedeți că, domnule, două secunde după ce s-au pus întrebările, au început să vină răspunsurile. Au venit, ți-o minte, de la Țândării și de la Dorohoi, răspunsuri impecabile. Niște intelectuali de acolo, tineri, bătrâni, nu știu, care au știut să răspundă. Deci există latențe din acestea culturale impresionante pe care n-ai să le găsești în Occident. N-ai să le găsești în Occident. Da, asta e altă discuție. Cât de importantă e muzica în viața lui Răzvan Tudorescu? Foarte importantă. Foarte importantă. Și cât de importantă e muzica pentru poporul român? Foarte importantă ar trebui să fie pentru poporul român, pentru că suntem o nație muzicală până la urmă. Pentru mine personal, în momente foarte grele, Mozart sau Wagner, care sunt preferați mei, și muzica de jazz, în momentele acelea de deschidere de după 63, am să vă spun că muzica de jazz și muzica country sau asta erau toată ziua. Libertatea. N-am suit. N-am mândrile, Berindei și toți. N-am suit niciodată. Familia Berindei era o familie de prieteni. Eram prieten cu ei. Și n-am să uit primăvara lui, să nu greșesc, 65 concertul Armstrong de la sala Palatului, în care ne isterizasem. Pentru mine Armstrong și astăzi este o bucurie. Mie nici în ziua de azi nu vine să cred că în perioada aceea Ceaușescu a dat voie să aibă loc un concert ca ăsta în România. Da. Care întruchipa 100% americanismul. Adică, și libertatea. Adică, și bucuria. Adică cred că a fost cineva în Comitetul Central care cumva... A fost o bucurie. Cred că în martie sau aprilie 65, Doamne, ce... în picioare eram. Da.
Deci, Berindei, m-am cunoscut, să vă fac o mică paranteză. Foarte bine. Eram student la Berkeley, da. Și unul din nepoții lui, da. Ion Berindei, este și el în Boston, cântă cu saxofonul, dar este arhitect. Da. Unul dintre Da, știu, exact. știu. Și m-am cunoscut cu el la Berkeley, a venit toată la mine când studiam jazz. Am cunoscut bine și pe bătrânul Berindei, și pe băieții lui, stăteau undeva pe lângă biserica Silvestru. Da, în sfârșit, epocă de tinerețe. Muzica noastră clasică, mai ales, și aici mă refer la Marele Enescu, Porumbescu și după care urmează Marțian Negrea, toți ceilalți. Constantinescu, nu uitați. Normal, Constantinescu, da, și toți ceilalți. Da. Influențele folclorului sunt extrem de importante. Adică, acolo unde fiecare dintre ei, bineînțeles, au avut tendința de a compune și propriile lor opere de arte, da. Și ceea ce au studiat sau cu puțin iz de western sau da, puțin, da. Dar în esență acolo unde iese arta lor la suprafață este cea care are... E folclor. Exact. Pentru că Damian Drăghici, suntem o țară de țărani. Ce frumos a spus asta. Suntem o țară de țărani. Da. Vrem, nu vrem. Da, da, asta e, da. Și folclorul autentic este superb. A fost manelizat, a fost stricat. Asta este altceva. Odată cu mahalagizarea de care vorbeam, pentru că folclorul are o noblețe. Exact. Are o noblețe extraordinară. Bela Bartok spunea într-un interviu de-al lui că el are și o carte întreagă cu o colecție cu piese de folclor. Da, da. De aproape 1000 de piese de folclor și... În timpul ăsta cât a căutat și aici, după care și în India și în alte părți, a spus că folclor mai frumos decât în România n-a găsit nicăieri nume. Da, da, da. Deci folclorul a avut un mare impact asupra marilor compozitori. Sigur că da. Acum, mergem spre subiectul ăsta puțin mai aprofundat, pentru că asta e specialitatea mea, muzica, în afară de perioada mea de jazz, dar și perioada mea de folclor și perioada... oamenilor care au avut un impact de la Anton Pan la Maria Tănase, la străbunicul meu, Fănică Luca, la mătușa mea din partea lui maică mea, Romica Puceanu, din partea lui taică meu, Fărmiță Lambru și toți ceilalți. Cât de important a fost în același context muzica populară sau muzica de folclor și muzica lăutărească pentru noi ca popor și pentru noi. Muzica lăutărească cu toate inflexiunile balcanice, cu tot ce este o muzică care răspunde foarte bine cu Anton Pan, să spunem, tradițiilor brâncovenești din muzică, din muzica liturgică chiar. Exact. După aceea, legăturile care se pot stabili cu pictura murală, între pictura din Vâlcea sau din Gorj sau din Argeș de secolul XVIII și muzică, cu această veselie, cu această bucurie a sunetelor și a penelului și a dansului, exact. Și a costumului. Toate se îngemânează, toate sunt legate între ele. Am beneficiat de poveștile lui Harry Browner, ieșit din închisoare, da. În 64 și am fost coleg cu el la Institutul de Istorie Arte, îmi povestea cum a descoperit-o pe Marea cântăreață care a fost Maria Tănase. Da. Știu, de asemenea, știam că ai legături, dar nu știam cu Fărămiță Lambră. Este extraordinar, extraordinar. Acești virtuozi ai instrumentelor și virtuozi cu glasul,
care într-adevăr au reprezentat ceea ce este România. Când auzi, îi auzi pe ei cântând... Auzi România. Auzi România. Da. Domnule profesor, în perioada 60-90, sau chiar înainte de Revoluție, foarte mulți regizori, de la Liviu Ciulei, la Caranfil, la mai mulți, o sumedenie de regizori, portretizau și întruchipau mult mai bine partea asta folclorică și a tuturor celor trei elemente de care ați vorbit dumneavoastră. Folclorul, pictura, dansul... O să vă dau un exemplu. După Revoluție, cumva... Da. O să vă dau un exemplu unei capodopere în alb și negru care a fost Moara cu noroc, da, a lui Iliu, da, și care este lumea aceasta tot a satului. Și, după Revoluție, pur și simplu, în materie de cinematografie, o vreme, ne-am prostit întâlnit, cum se spune. Nu mai erau decât lucruri de sex sau lucruri politice. Acum, ne revenim. Am fost de curând președintele juriului pentru premiile UCIN al Uniunii Cineaștilor și vreau să vă spun că am văzut mai ales lucruri de scurtmetraje. Și m-am adus aminte de vorba unui mare arhitect american: less is more. E lucrurile acestea reduse, 5 minute, 8 minute, 10 minute, adevărate capodopere. Adică începem să ne revenim. Negăm de tradiția pe care ați spus al lui Liviu Ciulei, mare geniu, mare figură care a onorat Academia, secția noastră, secția în care mă aflu și eu. După aceea, Beligan. Caranfil și toți. Da. Întrebarea mea este, ei toți cumva portretizau partea asta, aveau ce aveau cu haiducii, cu tot ce înseamnă legende, tot ce înseamnă... Sunt apropiați de această tradiție. Și românismele, adică și vocabularul care era, sigur, și felul în care ce consumau, da, din punct de vedere... Și ăsta e motivul pentru care și astăzi oamenii vor să vadă acele filme. Exact. Din acea... Pentru că aduce în românismul, cumva. Exact. De la Toma Caragiu, care se îmbrăca în părinte și făcea glumele alea care le făcea la toți. Exact, de la atmosferă. Toma Caragiu era un prototip al românului. El, a românul din el, exact, era un prototip al românului. Exact. Da. Nu cumva am pierdut asta? S-a cam pierdut. Nu știu care, să vă spun care va fi viitorul, dar nu sunt foarte încrezător din acest punct de vedere. Vedeți, această globalizare spre care se merge, această mondializare care înăbușe, vrei, nu vrei, spiritul național, este din punct de vedere cultural deficitară la culme. În momentul în care am intrat în Uniunea Europeană, așa numitul acquis comunitar nu exista pentru cultură. Nu exista pentru cultură, rămâne identitatea fiecăruia. Europa viitoare va fi o Europa națiunilor, totuși, și Europa a expresiilor culturale naționale. Păi, și muzical, și dacă nu vorbim de compozitori, vorbim doar de interpreți, tocmai asta e diferența când auzi un Lipati, un Valentin Gheorghiu, un Dan Grigore, o Angela Gheorghiu, da, că auzi aceeași piesă compusă de un compozitor străin, dar interpretată cu acel iz diferit. Un lucru foarte special. Radu Lupu, oricare dintre... O latinitate care, exact, este debordantă. Absolut, absolut. La fel cum ești la noi și cu pictorii. Da, cu pictorii mari, la fel cum ești și cu poeții mari. De-aia nu vorbeam de latinitate ca o valoare importantă a culturii noastre. Pe care uneori, noi, fără să ne dăm seama, o evităm sau nu suntem mândri de ea.
Nu vorbim de ea. Nu vorbim de ea pentru că puterea americanismelor e atât de mare și Mata cunoști foarte bine ce înseamnă americanismele, exact. Mai bine și ești atât de român și atât de național, în ciuda faptului că ești un internațional. Exact, ești exact. Un exemplu din acest punct de vedere. Nu, și cât ți-am luat mie să scot americanismele de mine. Sigur că da. Ele sunt bune până la un punct. Până la un punct, sigur că da. Dar până atunci, până când te face să uiți cine ești tu. Da. Că tocmai asta era întrebarea întotdeauna. De ce te-ai întors? Da. Pentru că uitasem cine sunt eu. Da, da. Și lucrul ăla simplu care... Dacă românul, presupun că acum 100-200 de ani, noastră sunteți în măsură că a studiat mai mult, să spuneți, poate când era la un colț, la o, nu știu, cum ar fi acum, într-o intersecție, era doi cu căruța să înjura până să ajungă la intersecție. Da. Și după aia tot ăla îi spunea, dar cum iau în dreapta sau în stânga? Se întâmplă și în ziua de astăzi. Adică ajungi până acolo și îl înjuri pe ăla și pe aia când ajungi, scuze, pe unde iau, în stânga sau în dreapta? Da. Bipolaritatea asta tipică românească e frumoasă într-un fel. E, sigur că da. E ciudată, dar e frumoasă. Și e salvatoare. Exact. Și e salvatoare. Pentru că românul sare la greu. Da. Asta ar fi traducerea pur țărănistă. Nu i se întâmplă des. Exact. I se întâmplă cam o dată sau de două pe secol, dar i se întâmplă. Exact. Da. Dar, în general, în viața de zi cu zi sau în viața de omului din pătura socială normală, românul sare la ajutor. Ia acolo dacă e nevoie. Sigur că și dacă te înjură cu 5 minute înainte sau după, dar sare la ajutor. Sigur. Adică suntem o noție care dă mult din gură, sigur. Dar sufletește suntem... Adică nu ți se întâmplă să cazi jos și să treacă pe lângă tine, exact. Așa cum se poate întâmpla în Anglia sau bravo. În Statele Unite, exact. Sau chiar în Franța. Exact. Da. Asta e un lucru extrem de important. Da, e această solidaritate. Știm să fim solidari în unele momente. Și nici nu trebuie să mori de foame. Sau să mori. Da, și asta e adevărat. Românul. Și asta e adevărat. Și cred că aici mergem înapoi la partea noastră, cum am spus mai devreme, cu religia, unde e acea frică de Dumnezeu care da, sigur vreau să ajut. Sigur că da. Sigur că da. Și el nu consideră, asta e un lucru pe care e foarte important, vedeam și asta când am fost și eu cumva... În momentele mele asociat cu partea politică și am văzut niște studii de specialitate, el nu consideră un act de caritate. Pur și simplu o face că așa simte. Da, sigur că da. În străinătate e considerat un act de caritate. Nu, românul pur și simplu o face că așa simte. Da, o face și nu ca să trâmbițeze. Exact. Da. Asta e adevărat. Da. Adică în sat nu există, întotdeauna va avea, cineva o să aibă grijă de ăla care l-a lăsat măsa sau tasul sau de la bătrân sau de la sărac. Da. E un lucru esențial românesc. Un lucru care ține de comunitate. De... Da. Da, da, da. Maestre, aș avea o întrebare în încheiere. Cum ne vedeți conduși în viitor? Nu e o întrebare politică, e o întrebare culturală. De generația aceasta care nu a luat bacalaureatul? Generația aceasta care n-a luat bacalaureatul, dacă Doamne ferește, ajunge la cârma țării, deși nu cred că n-are posibilitatea să o facă, situația va fi catastrofală. La un moment dat, ajunsesem să spun că trebuie să apelăm la niște străini ca să ne conducă. Cum s-a mai întâmplat în trecut. Cum s-a mai întâmplat. Dar astăzi avem niște străini care ne conduc. Oricum. Și situația nu vreau să o comentez. E nevoie să vină o generație care să ia strălucit bacalaureatul, o generație care să iasă dintr-o școală de bună calitate, și există aici și acolo, ca să ne poată conduce. Ne poată reprezenta. Asta este. Eu am crezut multă vreme și m-am înșelat că vor veni niște tineri lupi. Și au venit niște tineri șacali. Cât de frumos să rămână.
Cât de important vedeți un lucru pe care pe noi, sunt sigur că dumneavoastră știți foarte bine asta, ne-a condus, era un motivator, mai ales pentru mine, care am fost un decrețel, era biletul spre libertate, adică studiez să pot să merg într-un turneu sau undeva să fug de aici, în țară, pentru muzicieni, pentru oameni de muzică, pentru sportivi, tot la fel. Era, da. Ăla era biletul nostru de libertate. Da. Cum vedeți în momentul ăsta partea culturală și, în general, arta, la cultura și sportul? În comparație cu ce... Tocmai asta, pentru că era și așa de sus. Arta nu mai este sprijinită de stat cum era înainte și nu există încă sprijin privat, nu suntem atât de puternici. Exact. În materie de sport, sentimentul meu este că suntem foarte căzuți, extrem de căzuți. Și chiar Olimpiada ultimă a arătat-o, sau situația fotbalului românesc. Noi care de obicei întotdeauna eram pe primele 2 sau 3. Noi, din acest punct de vedere, am avut o perioadă strălucită la un moment dat. Punem deoparte propaganda, faptele culturale, faptele sportive erau de primă mână. Astăzi suntem departe de acel moment. Există șansă de revenire? Nu foarte curând. Sigur o să ne revenim, dar nu foarte curând. Căderea este extrem de puternică și ultimii 30 ani, care au fost ani de libertate, au fost ani în care n-am știut ce să facem cu libertatea noastră. Din păcate. Aici, mergând înapoi la ce a spus dumneavoastră, la acea entitate autoritară care, da, de care e nevoie. Da, da. Lipsește acea... Lipsește, sigur că da. Un conducător puternic și autoritar, înconjurat de o echipă a idoma, ar putea să facă minuni. Pentru că românul, tot român rămâne și tot cu ochii la bici. Vă mulțumesc mult de tot, excelență, că sunteți aici. În primul rând, vreau să vă felicit pentru tot ce ați făcut pentru dumneavoastră, în general, în cariera dumneavoastră și pentru noi ca români. În încheiere, întotdeauna pun o întrebare tuturor invitaților mei. Prin acest format YouTube-ul, înregistrările astea rămân și poate peste 50 de ani, 100 de ani, vor fi într-un alt fel, într-un microchip și cineva, sigur, poate să-l acceseze. Și întrebarea este, în urma tuturor experiențelor pe care le-ați avut dumneavoastră, nu un citat de la altcineva, un citat al dumneavoastră care generațiile peste 30-50 de ani, 100 de ani, când nu o să mai fim aici, își pot aduce aminte. Care este învățătura cea mai de seamă a lui Răzvan Todorescu? E deviza vieții mele, care n-are nimic original, este repetarea unor cuvinte ale unui mare medic din Renaștere. Doresc să am dreptate singur împotriva tuturor, dar să am dreptate. Să rămână. Mulțumesc frumos, Doamne ajută. Mulțumesc mult tot. Cu plăcere.